Nu oricine poate deveni pictor, însă la Cercul de Artă Plastică din cadrul Palatului Ploieștean al Copiilor, toți micuții au ocazia să învețe tehnica folosirii și combinării culorilor, dar și să dea frâu liber imaginației, fantezia lor și experiența profesorilor, cărora li se adaugă competiția cu ceilalți, constituie fiecare încă un pas înspre desăvârșirea talentului lor. Copiii învață diverse tehnici de lucru, tehnica acuarelei și a temperei și a guașei. Ne axăm în general pe pictura, pe coala de desen. În anii din urmă am încercat să facem și pictură pe sticlă, pictură pe lemn. Fie că vor să devină arhitecți, designer sau pictori renumiți, elevii care vin la Cercul de la Palatul Copiilor sunt îndrumați pentru ca fiecare dintre ei să-și urmeze visul. Premiile obținute vorbesc și ele de la sine despre potențialul micilor artiști. Ce ai învățat tu de când vii aici? Am învățat să fac umbre, să fac personaje foarte, foarte frumoase. Ce premii ai obținut până acum? Am obținut premiul 1, premiul 2 și premiul 3 odată. Care și mențiune. Care este premiul cu care te mândrești tu până în momentul acesta? Carnavalul primăverii. Place să desenez peisaje cu personaje, place să desenez și animale și sălbatice. Îmi plac mult animalele. De cât timp vii la Palatul Copiilor? Eu vin de la grădiniță, de 5 ani. Și ce ai învățat tu să pictezi? Am învățat să pictez multe lucruri. M-am mai perfecționat. Aș vrea aici să desenez o fetiță care vrea să se urce în căsuța din copac și un băiețel care o urmează. Okay. Cine ți-a spus să desenez? Eu m-am gândit să desenez această... Tu ai ales această temă? Da. De ce ai ales tu această temă? Fiindcă... Îmi place să desenez copii, peisaje și animale.